Credincioșii parohiei Sfânta Cuvioasă Parascheva din Șimleu, Silvaniei, au sărbătorit astăzi hramul locașului de cult, împreună cu preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului. Ierarhul i-a binecuvântat pe cei prezenți și a săvârșit aici Sfânta Liturghie. Preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului, a slujit astăzi în parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din Șimleu, Silvaniei. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot misionar pe seama protopopiatului Zalău. La sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, cea mai îndrăgită sfântă cu moaște în țara noastră, am slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva din Șimleu, Silvaniei, și cu acest prilej am hirotonit un preot. Bunul Dumnezeu să ajute părintelui de aici, precum și vrednicilor credincioși. Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost înființată în anul 2001 pentru a răspunde nevoilor spirituale ale celor 280 de familii din cartierele Secui și Horea ale orașului Șimleu, Silvaniei. În anul 2004, când preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit piatra de temelie pentru noua noastră biserică, am ales-o pe Cuvioasa Parascheva ca ocrotitoare a parohiei noastre. În prezent, biserica noastră se află în construcție, este în faza la roșu, cu geamurile montate, tencuieli interioare și exterioare parțial făcute, iar de 11 ani, din anul 2008, desfășurăm activitatea liturgică în demisolul acestei biserici, unde ne găsim și acum. În prezent, Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Șimleu, Silvaniei, este ridicată la roșu, având turlele acoperite cu tablă și fațadele finisate.